Ia să vedem ce avem noi aici. Salutare, prieteni motocicliști și motorutiști. Iată, astăzi vreau să vă dau o veste, dar e un început de veste, așa nu vă zic, nu vă divulg totul. Cum probabil unii dintre voi știți, îmi place ca în fiecare sezon să cumpăr o motocicletă pe care să o testez la lung. De obicei făceam chestia asta la sfârșitul sezonului, când alegeam una dintre motocicletele de test, dar cumva m-a dat peste cap Rebelul acela 1100 DCT, mi-a rămas pe stoc, să zicem, și abia acum am reușit să scap de el. Soarta, destinul a făcut să vină cineva cu o propunere pe care să nu o pot refuza, să facem un schimb. În schimbul Rebelului a apărut motocicleta asta pe care o vedeți aici, dar care deocamdată nu vă zic ce este. O să vă zic pe 6 aprilie, când voi fi prezent din nou aici la TCS Racing Park, unde sunt acum, la un eveniment de curse de adventure touring, ceva nou în țară, n-am mai auzit până acum. Oamenii lucrează aici la un traseu complet nou, care îmbină elemente și de motocross, dar și de adventure touring, să zicem, adică mergi prin pădure, bușteni, pietriș, dar și bucăți din circuitul de motocross, cu teren mai nisipos. Va fi foarte interesant și abia aștept să particip la acest eveniment. Și ca un făcut fix acum, a venit schimbul ăsta, pe care pe mine m-a uns la suflet și pe celălalt proprietar, sper că l-a uns la suflet Rebelul. Revenind... Ce avem noi aici? Nu știm! Pe onoarea mea că nu știm. Pot să vă zic că este o motocicletă cu care am făcut multe trasee de-a lungul timpului, dar sunt curios ce credeți voi, care este motocicleta care se află aici. Atât vă zic, este de adventure touring, de asta am și echipamentul ăsta pe mine. Este o motocicletă cu care nu prea e cum să greșești, e o motocicletă căutată la noi în țară, vândută numere mari, are așa un aer de aventură. Nu e chiar nou modelul, deși a primit niște upgrade-uri și pentru 2024. Este o motocicletă care are de asemenea vreo 3 sau 4 variante de comercializare, cu mici diferențe. Una e mai supărată, mai de scandal, alta are rezervor mai mare, dar sunt mai multe variante, dar nu vă mai zic că deja e simplu. Și nu vă arăt acum pentru că deja am comandat niște accesorii, va fi un proiect așa în care să vă arăt ce modificări îi aduc aceste motociclete. Ea a fost folosită de proprietarul inițial mai mult pe touring stradal. Și are câteva elemente care eu nu pot să le folosesc aici. De exemplu, are un parbriz foarte înalt acum de touring, pe care sigur l-aș sparge cu casca la prima săritură. Așa că până în 6 aprilie sper să-mi vină toate accesoriile pe care vreau să le montez, să-i fac și revizia, apă, paie și bătaie și la joacă apoi, pentru că motocicleta este